Povestea începe cu o împușcătură puternică și vedem un bărbat care fuge, adăpostindu-se în spatele unui stâlp pentru a evita glanțele. În legitimă apărare, acesta reușește să-l împuște pe unul dintre agresori. Încercând să scape, el își contactează de urgență șoferul de fugă, care îl asigură de o sosire rapidă. În timpul evadării, bărbatul este lovit de o mașină. Poliția ajunge la fața locului, iar șoferul care a fugit pleacă rapid. Acum facem cunoștință cu Paul, un om obișnuit care locuiește cu soția sa Tarin. Femeia este entuziasmată de copilul care urmează să se nască și îl pe Paul să termine de amenajat camera copilului. La știri se anunță un alt incident nefericit. Procurorul districtual Joshua Gregory este cea mai recentă victimă dintr-o serie de atacuri asupra unor persoane importante. Între timp, telefonul lui Paul sună, semnalând începutul zilei de lucru. Ajungând la spital, observăm că este un asistent, gata pentru o nouă zi de îngrijire a pacienților. La fața locului, detectivul Eric Masterson investigează, încercând să înțeleagă evenimentele. Locotenentul Regina Louis îi se alătură, spunând că ea a fost prima persoană care a intervenit și a făcut tot posibilul să ajute. În timpul conversației, detectivul Jones adaugă că două persoane curând prin împușcare au fost internate recent în spitalele locale. În baza acestei informații, echipa intră în acțiune pentru urmări această pistă. La spital, Abe este grav rănit, cu o contuzie și inconștient. Paul observă o fereastră deschisă, iar un bărbat intră și l-atacă. Intrusul intră în posesia cărții de identitate a lui Paul și fuge rapid. La scurt timp după aceea, Paul îi face o declarație lui Luis și cei doi au o scurtă conversație înainte ca ea să-i dea documentul. Janet, managerul, îl sfătuiește pe Paul să-și ia pentru restul serii și acesta se întoarce acasă. Când îi spune soției sale ce s-a întâmplat, aceasta este puțin alarmată. În timp ce Paul se duce la baie, este lovit pe neașteptate din spate. Atacătorul o atacă și pe soția sa înainte de a se întoarce pentru a lăsa pe Paul inconștient. Mai târziu, Paul se trezește când sună telefonul, auzind pe și suspinele îngrozite ale soției sale. Persoana de la telefon îl informează pe Paul că s-a încurcat într-o situație. Îi ordonă să se întoarcă la spital și să ia fratele fără să vorbească cu nimeni, altfel soția sa va fi în pericol. Paul se duce repede la spital, aruncând o privire la biletul pe care îl dăduse lui Luis. El primește un mesaj care îl instruiește să sune la numărul de telefon de pe bilet când pleacă. Copleșit, Paul se simte amețit în baie, dar se forțează să acționeze. El a biletului genet și adună un sortiment de medicamente într-o pungă. Ieși în calm, intră în camera lui B, unde observă un ofițer de poliție care îl păzește pe pacient. Paul îl convinge pe ofițer că Abby trebuie dus urgent la departamentul de diagnosticare, iar ofițerul este de acord să i însoțească. În timp ce îl care pe Abby pe coridor, cei doi detectivi intră în spital, în lift. În timp ce polițistul este distras de telefonul său, Paul îl duce spre al treilea nivel subteran. Detectivii vorbesc despre Abby și fratele său, mercenar de stradă care lucrează pentru un anume Big D și care ar datora bani. Între timp în lift, Paul deconectează un cablu, simulând un stop cardiac al lui Abby. Ofițerul încearcă să un defibrilator, dar Paul îl lasă inconștient. Detectivii găsesc camera lui Goală. Paul injectează adrenalină lui Ebi, trezindu-l și apoi morfină. Detectivii observă pe cameră că Paul îl ține pe Abby în brațe. Ieșind din lift, Pol și Abby încep să fugă, urmăriți de detectivi. Ei se grăbesc să urce scările și scapă cu greu pe poartă. Paul îi mărturisește lui Ebi despre amenințarea la adresa soției sale și a copilului său. Supărat, Abe îl sună pe fratele său și convine asupra unui punct de întâlnire. Abe insistă ca fratele său Mateo să nu-i facă rău soției sau copilului. Paul are o scurtă conversație la telefon cu soția sa, înainte ca Mateo să-și dezvol identitatea. Se dovedește că frații sunt amenințați de Big D. Soția lui Paul, pretizând că este obosită, profită de ocazie pentru a-i da un cot lui Mateo și încearcă să fugă. Ținând o armă în mână, Mateo avertizează să nu se mai joace sau va fi în pericol. Celălalt cuplu se îndreaptă spre un loc frecventat de oameni străzii, unde Paul aruncă o privire pe cartea de vizită lui Louis. Între timp, lui se investigează legătura dintre cei doi frați și biroul procurorului. Masterson explică faptul că Mateori scopează de 10 ani de închisoare, dar AB oferise lui Joshua, acum decedat, un stick care conține dovezi împotriva unor ofițeri de poliție corupți. Situația este din nou tensionată pentru Paul. AB sugerează să vândă mașina și îl sfătuiește să se întoarcă acasă. Cu toate acestea, Paul nu este de acord și persistă în urmărirea lui AB. Pentru a sublinia punctul de vedere, trage un foc de armă în apropierea lui AB, insistând ca acesta să vină cu el. Inițial reticent, AB este de acord când își dă seama că are nevoie de un doctor pentru a preveni un colaps. Cei doi se îndreaptă spre o gară unde frații plănoi să se întâlnească. abby avertizează pe Mateo de o potențială capcană, dar problemele de comunicare îl determină pe Abby să creeze o diversiune. Tarin încearcă să scape, dar este prinsă de Mateo. Poliția observă și are loc urmărire. Paul și Ebi reușesc și ei să scape, dar Abby are nevoie de o nouă doză de morfină. Dintr-o dată, Paul este prins într-o ambuscadă, dar Abby reușește să-l învingă pe atacator într-o spălătorie de mașini, luând i radio și insigna de polițist, semn care probleme. Cei doi sunt nevoiți să fure o mașină de la o doamnă în vârstă, iar detectivii sunt alertați imediat. Polițiștii încearcă să pună capcane pentru a intercepta, dar fără succes, ceea ce duce la o confruntare cu detectivii. Paul accelerează mașina, urmând indicațiile lui Abby. Brusc, ei se opresc, creând un blocaj rutier și fugă. Paul decide să meargă la Pops, un prieten, pentru a se refugia și a scăpa de capturare. În altă parte, Mateo îi cere scuze lui Tarin pentru că a implicat-o, dar aceasta își exprimă îngrijorarea pentru ea și pentru copilul ei. În ciuda rugăminților ei, Mateo nu eliberează și povestește cum el și fratele său s au descurcat singuri încă din copilărie. Mateo ajunge într-o fabrică ascunsă, fără să știe că este urmărit. Între timp, Abby și Paul discută despre faptul că Pops a fost unul dintre foștii clienți al lui Paul pe care acesta l-a ajutat. În fabrică, Mateo informează pe Tarin că poate pleca atunci când sosește Abby. El ascunde geanta de voiaj pe care a primit-o de la fratele său și primește un alt mesaj neplăcut de la Big D. Abby și Paul primesc aprobarea lui Pops și merg la o persoană cunoscută sub numele de Big Cita. Apoi cere lui Cita o favoare, dar Cita spune că nu are nicio favoare de acordat. În timp ce vorbesc, Paul își reîncarcă telefonul și primește un apel de la Mateo. Răspunde chiar în momentul în care Abby primește cheile de la mașină. Văzându-l pe Paul la telefon, Abby la amenință cu arma, insistând să vorbească cu fratele său. Sosește un mesaj de avertizare și ținându-l pe Paul sub amenințarea armei, Abby îl acuză că este responsabil de moartea soției sale. În același timp, stresul zilei declanșează durerile de travaliu a lui Tarin. Între timp, detectivii și un alt ofițer fac un raid la o casă de amanet. Se aud focuri de armă și Paul se trezește în colții de Masterson. Lui să-l împușcă pe Cita și se confruntă violent cu ei bine în armat, cer în sticul. Ne să-l găsească, el intră în posesia arme lui B, amenințându-l și întrebându-l dacă va manipula situația, într-un mod similar cu ciderea lui Joshua. Masterson își de seama că lui este corupt, responsabil pentru moartea lui Joshua și că înșenează totul lui B. Lui să-l împușcă pe Masterson, pune la cale o poveste de acoperire cu Jones și întârzie sosirea poliției. În momentul în care Jones este pe punctul de a-l executa pe Abi, Paul intervine și îl împușcă în mod repetat. În ciuda șocului, Paul și Abby reușesc să scape descoperindu pe John mort, lui se-și dă seama de gravitatea situației sale. La fabrică, Mateo întinde cu blândețe pe Tarin, care insistă că este nevoie de un spital pentru naștere. Mateo este de acord, dar vrea să-l informeze mai întâi pe fratele său. În timp ce pleacă, este împușcat. Un agresor mare începe să-l atace în timp ce Tarin caută de post. Mateo reacționează cu înverșunare, dar când este copleșit, Tarin încearcă să-l ajute, dar sfârșește sub amenințarea armei. Scena se mută la Paul, care își pierde cumpătul. Abe încearcă să-l calmeze, dar Paul se luptă cu faptul că tocmai a împușcat un polițist. La scurt timp după aceea, cei doi ajung la fabrică și dau peste o dură de sânge, care conduce la Mateo, grav rănit. Folosindu-și abilitățile de infirmier, Paul, împreună cu Abby, fac tot posibilul să-l ajute. Mateo dezvoltă că soția sa a fost răpită, iar Paul recunoaște gravitatea pierderii de sânge lui Mateo. În timp ce Mateo se chinuie să respire, Abby oferă tot confortul pe care îl poate oferi, până când Mateo cedează. Paul îl privește, realizând că cei doi frați erau doar niște băieți care încercau să înfrunte împreună cele mai grele drumuri. Între timp, criminalul care a răpit-o pe Tarin se întâlnește cu Luis și dezvole statutul său de polițist corupt. Luis îi ordonă să îndepărteze toate dovezile din casa de amanet și să o ducă pe Tarin înăuntru. Înapoi la Paul și A.B., Paul pe care A.B. a suferit-o în timpul urmăririi poliției și spune că el și soția lui așteaptă un copilă. A.B. recuperează geantă de voiaj care conține discul și arma sa, gata să doboare orice ofițer corupt. În ciuda eforturilor lui Paul de a-l descuraja, Abe insistă că aceasta este singura metodă de a o salva pe soția sa. Paul propune să recupereze caseta de la casa de amanet pentru a împiedica activitățile lui Louis. Tarin este dus în depozit, iar lui susține că Paul este responsabil de moartea partenerului său, jurând să se răzbune. Abe și Paul se îndreaptă spre o casă capcană, în căutarea lui Big D. Apare o figură formidabilă, dar el nu apare ca tare, așa cum se așteptau. El îl provoacă pe Abe, pentru că a apărut în timp ce oamenii lui îl urmăreau. Abe oferă banii din geantă, dar Big D îi consideră insuficient eficienți și le ordonă oamenilor să se atace cu toate acestea, după ce deschid o unitate flash, bărbații devin temători, realizând că au reacționat exagerat. Abby dezvălă că sticul conține nume, adrese, conturi bancare secrete și polițiștii corupți, ceea ce îl impresionează pe Big D și invită pe Abby și Paul înăuntru. Între timp, lui și complicele ei șterg probe la casa de amanet. Observând-o pe Tarin, lui se alerge să ia legătura cu Paul. Femeia îl informează fără menajamente că soția sa este în travaliu și că s-ar putea să nu mai reziste mult timp. Ea îi dă coordonatele și ora pentru a ajunge la ea. Big D informează pe Abby și pe Paul că sursa sa din interior la a informat că soția lui este ținută într-o clădire asociată cu un traficant de droguri. Intrigat de întreaga poveste, Big D ascultă pe A.B., povestind cum fratele său riscă o condamnare la 10 ani de închisoare și a negociat o înțelegere, mașina schimbul libertății fratelui său cu obligația de a o preda personală. A.B. și amintește că l-a descoperit pe Joshua mort și că a scăpat cu greu pe fereastră. Cei doi sunt apoi echipați cu uniforme de poliție, iar Big D declară că acum sunt la conducere. El și oamenii se pornesc la drum, iar Big D orchestrează operațiunea ca și cum ar fi regizat un film. Paul îl hipnotizează pe Louis după ce ajung la locul stabilit. Big D începe o scenă dramatică în care o mașină este împinsă pe stradă, este incendiată cu un cocktail molotov și se ciocnește cu o mașină de poliție, provocând o explozie lângă o secție de poliție. Paul sună la poliție pentru a anunța incendiul, iar poliția se deplasează la fața locului. Big D ordonă unea dintre oamenii săi să-l captureze pe marele șef. În timp ce lui se apropie de spectacolul incendiar, sosește și o ambulanță, indicându-i pe Paul și Abby că este momentul să acționeze. În mijlocul agitației, Tari profită de ocazia de a scăpa și se ascunde în clădire. Folosind haosul căscut, Paul și un fals ei birănițe infiltrează în secția de poliție. Cei doi se deplasează pe coridoare, în timp ce Tarin este descoperită și tratată nepoliticos de către ofițerul corupt. Lui intră în secția de poliție, dar este imediat confruntată de Abby, care o amenință cu arma și o dezarmează. Între timp, Paul se duce spre sunetul țipetelor soției sale și se angajează într-o luptă fizică cu polițistul corupt. Luptându-se inițial, Paul reușește în cele din urmă să-l înjunghe pe polițist cu o seringă. El se grăbește spre soția sa, în timp ce Abby îl forțează pe lui să cadă la pământ. Lui vorbește cu pasiune despre profunzimea corupției, fără să știe că Abby a înregistrat în secret în biroul său. Această realizare îi revine în minte în timp ce își continuă declarația doar pentru a fi redusă la tăcere de Abby. Afară, partenerul lui Biddy anunță că a fost capturat o înregistrare crucială, marcând sfârșitul implicării sale. În apropiere, apare un grup de jurnaliști. A.B. se apropie de unul dintre ei, predându-i camera ascunsă și permițându-i în sfârșit un moment de ușurare și în zâmbet. Înăuntru, Tarin se află în mijlocul nașterii. Lui se jure recapătă cunoștința, își vede chipul la știri și observă o armă în apropiere. În timp ce se întinde după armă, ofițerii de poliție invadează camera. În încercarea de a trage, ea este doborâtă de ofițeri. Un an mai târziu, Paul se bucură de un moment lipsit de griji, alături de fiul său, cu ocazia primei sale aniversări. Îi prezintă tortul aniversar, iar el primește un mesaj de la EB. trio Trioul pozează pentru fotografie de familie. Scena se mută apoi la Abby, care conduce și zâmbește în timp ce privește poza cu tortul aniversar, mulțumit de moment. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!